primi în Drăghin. El avea mică fabrică de prelucrare a metalului și construia radiouri de Siemens în perioada interbelică. Când a venit răsculele prețioase din acel atelier și a fugit cu o motocicletă cu ataș la Budapesta. La Budapesta s-a îndrăgostit și înainte să se căsătorească a spus și s-a gândit: eu nu părăsesc malurile Mureșului. Și s-a întors la Reghin și s-a căsătorit acolo. Și mă gândesc că dacă el nu făcea pasul ăsta sau dacă nu zicea asta, eu nu stăteam fața mea aici să prezint față de Mureș. Despre față de Mureș, eu cred că ar trebui să zic următorul lucru. Sunt două lucruri importante care, la care sunt foarte atent când proiectăm ceva nou. Și anume patrimoniu construit și patrimoniu natural. Față de Mureș se referă mai mult la patrimoniu natural, și anume că în spațiile publice din oraș, un râu sau prezența unui râu creează situații speciale, să zicem, unice în localitate, fiindcă e foarte greu să aduci cu bani o apă curgătoare în localitate. Din cauza asta, râurile și oglinzile de apă ar trebui valorificate. O imagine de la Reghin, canalul Morei, la fel ca și în Cluj, însă la Reghin a fost construit pe ambele maluri cu garaje și chioșcuri. Aici, acestea sunt căpănuțele de pe strada Tuzilor și acestea sunt garajele. Atunci ne gândeam că, de fapt, ar trebui să reîntoarcem orașul sau localitățile cu fața înspre să valorificăm oglinda de apă. Aici sunt câteva imagini. Vedeți, astea sunt căpănuțele, cele de aici, și astea sunt garajele. La fel, garajele din cartierul Libertății, din Reghin și aici, canalul Morii. La fel, râul Mureș. Aici este nouă construcție, relativ nouă, care s-a proiectat cu spatele, cu partea de depozite spre apă. Deci, oarecum, orașele, cu toate că știu că e destul de agreabil să stai lângă o apă, în realitate, nu se întâmplă în momentul autorizării să ai un plan, să zici, ok, nu construiești oricum, ci cu fața la apă sau profiți de calitățile pe care ți le-ar putea da apa în spațiu public. Atunci ne gândeam că poate ar fi de dezvoltat un concept la nivel național și pe tot cursul râului Mureș. De la izvorul Mureșului, chiar până în Ungaria. Aceste puncte pe care le vedeți s-au întâmplat, s-au realizat de-a lungul timpului, de când, în 2008, de când am lansat conceptul. Unele legate de noi, altele s-au întâmplat pur și simplu fără să avem noi vreo implicație. Primul finanțator al nostru a fost Ordinul Arhitecților, din timpul de arhitectură, prin care am organizat un workshop în localitatea Răstolița, un sat într-o zonă foarte frumoasă, o rezervație peisageră. Și ne-am gândit să realizăm cu studenții de la arhitectură mici intervenții pe malul Mureșului, care ar putea să crească calitatea spațiului public aferent apei. Și atunci, dintr-o scară degradată, am transformat cu intervenții minimale loc de informare pe malul apei. Și foarte important, și veți vedea în continuarea prezentării cât de important e să implici comunitatea locală. Am făcut-o cu vecini care locuiau chiar aici. Erau mici țigănuși și ei făceau schițele, ei dădeau cu alta. Bineînțeles, la finalul workshop-ului toți vreau să dea la arhitectură. Și a fost una din intervenții care și astăzi e neatins și e la fața locului. În urma acestui workshop am realizat niște cărți poștale și aici s-a declanșat următoarea reacție. Am reprezentat în Reghin un scenariu, un scenariu pozitiv și am observat că, și poate știți și voi, ce putere uriașă are un exemplu pe care îl dăm. Asta este poștala pe care am tipărit-o. Dar această carte poștală probabil a creat o reacție în Reghin și chiar și în rândul autorităților locale. Pentru asta ne-am mai adunat cu arhitectul Nicolae Mileșan, care este de față în sală,
Și am realizat un serviciu voluntar de 2-3 zile, în care am arătat cum ar putea fi canalul Mori cu aceste căpănuțe. Și trebuie să recunosc că este foarte important să ai și o voință politică și o forță față de cetățeni. Însă vă spun ce s-a întâmplat pe urmă. Deci acest canal s-a demolat garajele și s-au organizat proteste împotriva demolării. Și asta este prima caricatură despre mine. Stau în barcă pe canalul Mori împreună cu ministrul mediului și primarul. Însă protestatarii au fost mai degrabă locuitori care erau pe următorul segment al canalului Mori, unde media de vârstă era peste 60 de ani. Iar în zona care s-a realizat așa, aceasta este fotografia dinainte, și așa a rezultat. De altfel, proiectul l-am expus și în cadrul Bienalei. Astăzi este foarte populat și arată cam așa. Asta este a doua intervenție care a fost cu bani locali și cu voință politică. Următoarea acțiune a fost pe un segment, și anume între Reghin și Târgu Mureș. Ar trebui... Astea sunt castele de malul Mureșului. Sunt în jur de 80 de castele cu grădină. Cum am putea folosi un concept pe malul Mureșului astfel încât să valorificăm castelele, să creăm un concept de turism, de exemplu, și restaurarea. Știți că finanțele se dau mult mai ușor dacă proiectul este văzut global, făcând parte din concept mai amplu. Și atunci ne gândeam să valorificăm cumva aceste castele. Și am primit și un finanțator, un angel, și am primit în jur de 10.000 de euro de la un partener a Halliburton, nu știu dacă știți, partener al guvernatorului Statelor Unite, care a spus că faceți intervenții pe malul Mureșului și atunci am construit locuri de popas, în jur de 13 locuri de popas și indicatoare și am creat hărți și trecouri de ciclism cu acest concept. Și am publicat și eu parte. Și intervențiile au fost cam așa, minimale, dar care ar putea puncta un anumit concept. Și astea sunt realizările. Dar după o vreme s-au deteriorat și asta am observat din cauza că n-am implicat comunitățile locale. Atunci când există bani din exterior, atunci localnicii nu se identifică cu acel proiect. Dacă ei nu depun efort, atunci este posibil să distrugă. Iarăși o intervenție cu cauciucuri reciclate. Aici e același loc, cauciucurile arse. Puteți ghici pentru ce? Pentru sârma din ele, care țiganile vindeau la fier vechi. Mai nasol a fost când a apărut un freerider și veneau turiști din București să se dea pe acel traseu și nu mai găseau nimic. Și am primit feedback negativ. Și atunci, oarecum ca și un protest, m-am căsătorit cu una din colegele de muncă. Nu, dar ne-am făcut-o pe malul Mureșului, tot ca un protest. Și am revitalizat un castel. Puțin mea nu este aici, dar... I-am spus că voi prezenta și acest aspect. După 60 de ani a fost pentru prima dată locuit un castel care a fost un sanatoriu înainte de asta. Și a fost un eveniment foarte plăcut. Mi-a dat seama că de fapt nu e nevoie de mare restaurare, ci trebuie să creezi o anumită atmosferă. Între timp, pe consultările pe care le-am avut cu Apele Române în amenajările noastre mici între Reghin și Târgu Mureș, Apele Române au realizat un proiect de capul lor, și anume de creșterea calității spațiului public pe malul Mureșului, și au amenajat acest dig, care înainte era pur și simplu o cărare pentru pescari și bicicliști, în acest proiect. Oarecum este de discutat dacă e bine sau nu, în orice caz vegetația a dispărut. Este un proiect făcut fără arhitect și de un inginer, de hidrotehnist.
În orice caz, lumea folosește malurile Mureșului în Târgu Mureș, pe acest segment, și oarecum s-au creat anumite legături. Deci, pe termen lung, probabil că va crește și vegetația înapoi. Și iarăși, între timp, la Arad se întâmplă un concurs de arhitectură, probabil a participat și cineva din sală. Însă și acolo există o anumită tendință, și asta nu cred că a fost cu influența noastră, de a valorifica malurile Mureșului. Primăria a organizat un concurs, între timp nu știu dacă s-a realizat. Este cineva din Arad? Nu știu. Și cea mai recentă acțiune este că acest concept a fost preluat de o companie de farmacie, și anume Gedeon Richter, și de o firmă de training, Emetco Europe. Și trainingurile care ei le țineau în biroul sau în anumite spații, acum le țin construind aceste facilități pe malul Mureșului. Și ca și forma de social responsibility. Și asta este ceea ce fac. Deci construiesc și apoi le folosesc ca și agrement pe malul Mureșului. Și asta, iarăși avem un segment de 20 de kilometri care este astfel mobilat, în total, în jur de 40 de kilometri de mal amenajat minimal. Toate lucrurile astea, mă gândesc de ce le fac câteodată și răspunsul mi-a venit când am făcut acum câteva luni prezentare la filiala locală a Ordinii Arhitecților. Ce se întâmplă cu meseria de arhitect? Va dispărea sau nu? Și aici trebuie să ne gândim foarte serios. Din cercetările mele mi-am dat seama că, de fapt, meseria nu dispare, ci evoluează sau se transformă în altceva. Mulți zic că dacă arhitecți ne-am orientat către 1% din populație, restul oamenilor fac arhitectură fără arhitecți, ar trebui să ne îndreptăm către cei 99% din populație. Este un mister mult mai mare decât cei 1%. Dar cei 99%, de fapt, sunt, este o comunitate. Iar aici este o analiză în care se arată creșterea intervențiilor de spațiu public sau proiectelor de spațiu public după recesiune. Deci, practic, doar starurile și mai permis să facă arhitectură. În rest, restul arhitecților ar trebui să acționeze în interes. Și acum știu de ce am lansat acest proiect față de Mureș, fiindcă este un proiect care ar putea da locuri de muncă sau ar da de lucru pentru o viață, pentru arhitect. Thank you.